Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile după înviere, în joia din săptămâna a 6-a după Paști. Anul acesta o sărbătorim pe 2 iunie, când este sărbătorit și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această zi, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. Timp de 40 de zile de la înviere, Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor săi și prin multe semne doveditoare i-a încredințat că El este Mântuitorul înviat. La sfârșitul celor 40 de zile, Mântuitorul s-a arătat pentru ultima dată ucenicilor săi. Le-a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt și, mergând în afara Ierusalimului, s-a înălțat la cer sub privirile lor. Potrivit tradiției, locul de pe care Mântuitorul Hristos s-a înălțat la cer este situat la Ierusalim, pe muntele Măslinilor. Micuța capelă rotundă de acolo păstrează încă o piatră imprimată cu urma piciorului lui Hristos. Tot pe 2 iunie este sărbătorit și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este sfântul cu cele mai vechi moaște din România, adus în țara noastră acum 600 de ani. Mare ajutător al poporului român, sfântul este model de credință mărturisitoare în vremuri de prigoană. Este sărbat în calendarul ortodox de 2 ori. Pe 2 iunie, când se face pomenirea trecerii la cele veșnice, și pe data de 24 iunie, când pomenim mutarea moaștelor sale.